TV8 revine în forță, noul sezon care începe chiar de luni. Avem emisiuni noi, iar cele cu care v-ați obișnuit deja promit să fie și mai incitante. Nu deschidem toate parantezele, dar vă spunem doar atât. Vă așteaptă multe surprize care sperăm să vă țină cu ochii pe noi. Iată o mică trecere în revistă. Pe lângă îndrăgitele talk show-uri cu care v-am obișnuit deja, TV8 v-a pregătit pentru acest sezon și emisiuni noi. Una ne învață cum să ne ferim de capcanele informațiilor false, dar într-o formă degajată și presărată cu umor. Realizatorii Alo TV8 vă așteaptă din septembrie, în fiecare seară de marți. Suntem într-un an de răstriște, an electoral, și valul de dezinformări ia amploare. De aceea, împreună cu Ion, venim să-i ajutăm pe oamenii de acasă să verifice informația. Ion, în stilul său caracteristic, umoristic, eu voi veni cu expertiza necesară. Noi o să alegem niște subiecte de importanță majoră care tulbură societatea noastră. Împreună cu reporterii și cu specialiștii în fact-checking o să dezmințim în măsura în care o să fim noi în stare să facem acest lucru. Și da, în era asta a dezinformării, cred că este nevoie de o emisiune în care să le explicăm oamenilor care, din păcate, cad ușor în plasa dezinformării. Și când vine vorba de chiar de furturi, de pe cardurile bancare, asta tot face parte dintr-o... Mă rog, și noi o să încercăm să luptăm cu asta. O altă noutate a acestui sezon la TV8 este emisiunea Secretul Banilor cu Viorica Jurcă. Aceasta ne promite că invitații săi vor veni cu informații prețioase despre cum să ne gestionăm mai eficient veniturile, cum să câștigăm mai bine și de ce e importantă educația financiară din copilărie. În primul rând să învățăm cum să economisim banii, cum circulă banii, ce facem cu economiile pe care le-am acumulat, astfel încât să ajungem la un moment dat și cât mai repede, dacă se poate, la acea independență financiară pe care ne-o dorim cu toții. În plus, vreau ca invitații noștri să ne învețe cum luăm un credit potrivit nevoilor noastre, cum facem să ne coste cât mai puțin acest credit, ce este cu piața asigurărilor. Inclusiv îmi doresc să oferim sfaturi cum să ne educăm copiii financiar. Secretul Banilor va fi difuzată în fiecare duminică de la ora 18:30. În noul sezon, Cutie Neagră cu Mariana Rață promite dezvăluiri și mai incendiare. Cunoscuta jurnalistă de investigație își propune să vină în noul sezon cu mai multe anchete jurnalistice despre ilegalități, inclusiv corupție. Evident, nu vor lipsi nici investigațiile jurnalistice de la Cutie Neagră Plus. Pentru că această toamnă va fi fierbinte și cu multe evenimente, evident și noi venim în forță. Cutie Neagră revine cu surprize, nu vă spun deocamdată ce fel de surprize, vă promit că o să vă placă. Revine și emisiunea de investigații Cutia Neagră Plus cu anchete răsunătoare, anchete despre care știm că se va discuta mult timp. Iarăși e o surpriză despre ce sunt, vă spun doar că despre cele mai importante crime produse în Republica Moldova, dar din toamnă voi veni și cu un nou produs, o emisiune de autor, Verde în ochi, da, detalii din toamnă. Pentru că noul sezon începe când febra alegerilor devine tot mai fierbinte, vom avea parte de multe discuții publice. TV8 revine cu un alt sezon al talk show-ului politic Nova Nedelea cu Anatolie Golea, doar că deja de două ori pe săptămână. Asta înseamnă că veți vedea mai mulți invitați, mai multe opinii, deci și mai multe informații. Și asta deoarece fiecare ediție va fi ca o adevărată arenă pentru dezbateri aprinse, analize profunde și poate dezvăluiri neașteptate. Мы не боимся задавать неудобные вопросы тем, кто принимает решения, и тем, кто их оспаривает. Мы стоим на стороне правды. Premiată anul trecut drept cea mai bună emisiune din țară, Moldova Gândește revine și în al treilea sezon cu anchete sociale despre abuzuri, sărăcie, violență domestică, lipsuri din educație, protecția mediului și medicină. Tendem să fiți un pic mai optimist în general. Și prostii de dibdes. Te apuc pe tine. Pare amuzant? Amuzant. De ce? Deși, Moldova Gândește, un nou sezon. Iar cele mai controversate subiecte sociale vor fi discutate în cadrul emisiunii Moldova Gândește Live, unde fiecare telespectator poate suna în direct pentru a-și expune punctul de vedere. În fiecare vineri discutăm și în format live la 6 fără un sfert.
Și realizatoarea talk show-ului Întreabă Ghețu este pregătită să fie și mai insistentă cu invitații săi, să caute răspuns la și mai multe întrebări și să prezinte și mai multe reportaje din viața politică și socială a Moldovei. Lecce, m-ați prins chiar în platoul de filmare. Acum câteva clipe am filmat promoul pentru noul sezon, așa că începem cu noi forțe. Vom încerca să punem cât mai multe întrebări, să aflăm cât mai multe răspunsuri și pentru că cetățenii ne invită în localitățile lor, vom încerca să avem cât mai multe ediții speciale din satele și orașele Moldovei pentru ca să discutăm cu oamenii despre problemele și despre bucuriile lor. Și știrile TV8 se pregătesc cu și mai multe forțe de noul sezon pentru a vă asigura informații prompte, veridice și echidistante. De luni până sâmbătă, reporterii noștri vor fi în cele mai fierbinți puncte pentru a vă arăta realitatea așa cum este. Până aici, pe o distanță maximă pe care am putut-o înainta de maximum 400 de metri. Măsuri sporite de securitate în centrul orașului în aceste momente tot. Eu mă aflu pe strada Calea Orheiului, unde s-a format un ambuteiaj kilometric. Livada de migdal din satul Drăgușeni, raionul Strășeni, a devenit un punct de atracție. Iar duminică seara veți putea urmări tradițional sinteza de weekend, care va conține subiecte complexe cu cele mai dureroase probleme ale societății. Iar prezentatorul rubricii Sport își propune în noul sezon să promoveze talentele sportive din țară și să le descopere poveștile de viață. Campionii, sezon nou. Tot din această toamnă vor reveni emisiunile Iubește Viața, Confesiuni, Psihologul meu, Business Up, Dosare de Urgență, Lupta Generațiilor, Turism Local, dar și altele. Iar dacă vă plac serialele, avem o surpriză și pentru voi. Vom avea un nou serial produs în Moldova, Treziți Psihologul. De luni până joi veți putea vedea serialul istoric corean, cu care v-ați obișnuit deja. Iar duminică seara, la ora 22, vă așteptăm în fața micilor ecrane la serialul Cancelaria. Rămâniți cu TV8!